Control comun moldo ucrainean pe calea ferată în punctul de trecere basarabească Srpnivo 1. Executivul a dat unde verde pentru inițierea negocierilor și semnarea protocolului între instituțiile abilitate ale celor două state, potrivit șefului de la CMF Oleg Tofilat, în ultimii 10 ani prin acest punct au trecut doar trenuri marfare, nu au fost efectuate curse de pasageri și nici nu se intenționează lansarea unora cel puțin până la terminarea războiului. Documentul care va fi semnat va contribui la diversificarea rutelor marfare cu Ucraina, dar și la asigurarea accesului Republicii Moldova la principalele rute regionale de transportare a combustibililor, se arată în proiectul Cabinetului de Ministri.